Unul dintre liderii PSD Cluj, doamnelor și domnilor, face reclamă la burgerul cu foiță de aur. Imediat o să vedeți cât costă, haideți să vedem însă imaginile. Dragii mei, la doar 250 de lei puteți să mâncați la cel mai bun burger cu aur. Uitați, așa arată. Așa arată cel mai bun burger din România. Vă așteptăm cu drag. Avram Gal este în legătură directă cu noi, cel pe care l-ați văzut mai devreme în imagini. Mulțumim, domnule Gal, pentru intervenția la Decisiv. Înțeleg că aveți și mici cu foiță de aur? Bună ziua! Avem de toate, pentru că la Cluj aveți posibilitatea să găsiți cele mai bune produse de vită românească, mici făcuți la noi în casă. Da, stați puțin, a spus foița de aur pe mici? Bineînțeles! Păi și ce ați făcut? Ați înfășurat? Sau tot cerut. Ați înfășurat micul? Ați înfășurat micul în aur? Da. E pentru prima dată când clienții au cerut așa ceva. Și noi le-am oferit. O zic, domnule, aveți numai vită cu foiță de aur, aveți numai burger, vrem și mici. Și noi le-am oferit și mici. Bineînțeles că a fost o chestie privată. Bun, deci și burgerul costă 250 de lei. Cât costă micii cu foiță de aur, domnule Gal? Până la 1 milion. Cât? 100 de lei. Până la 100 de lei, cât? Păi cât vinde domnul de la domnul Pescobar, cu cât vinde el lobsterul. Atât e un mic la Cluj, dar cu foiță de aur. Pentru că e cel mai bun postul. Domnule Gal, fiți sincer. Cine vă cumpără, domnule, produsele acestea cu foiță de aur? S-a întrerupt această conexiune. Sperăm să o refacem în timp record. Nu cred că vor reuși colegii mei atât de vreme. Deci 100 de lei porția de mici cu foiță de aur, 250 de lei un burger cu foiță de aur. Era interesant să vedem cine are bani să cumpere astfel de produse. Până refacem această legătură, l-avem pe domnul Gal, ne auziți? Destul de greu. O să refacem această legătură, ne auziți, domnule Gal? Da, vă aud. Cine vă cumpără aceste produse, domnule Gal? Făceam aici un test de sinceritate. Deci cine cumpără? Cine cumpără și cu 5.000 de euro metru pătrat de construcție în Cluj? Oamenii IT-iști, oameni de afaceri, foarte mulți oameni care au venit în Cluj pentru că e un trai bun, decent și oamenii, normal că la nivelul ăsta vor să și mănânce bine. Și atunci noi am ales carne de vită premium, Black Angus. Am ales tot ce este top în România, românesc. Și bineînțeles că aceste lucruri costă bani. Pe noi ne costă foarte mult să cumpărăm materia primă, punem un adaus de 30% și vindem în restaurant. Problema e că avem foarte mult Tot n-am înțeles cât costă un mic cu foiță de aur, dacă puteți să îmi spuneți, cu pâine, muștar incluse. Noi nu dăm muștar, muștarul extra. A, nu e inclus în preț. Cât muștarul e aur. Cel mai ieftin mic cu foiță de aur cât e? Auziți, încă nu l-am trecut în meniu, am făcut numai un promo la el pentru că am avut cerere. Dar noi avem acum burgerul la 250 de lei în Cluj-Napoca. Puteți găsi un burger cu foiță de aur, foie gras, carne wagyu, carne de vită Black Angus și sosurile care sunt incluse. Dar cât v-ați gândit să coste și un mic, totuși? Acum, când o să fac prețul de cost, o să-l vedeți în... A zis 100 de lei, meni. Da? 100 de lei va fi un mic? Cam atâta iasă, dar nu știm. Acum vrem să mai negociem cu... Da, domnului Ciolacu, îi duceți, domnule Gal, astfel de preparate cu foiță de aur? Doamne, eu nu fac politică la business aici. Aici, la restaurant, fac management. Și am reușit în 3 luni de zile să devin top, bun, numărul 1... ca și calitate din produsele românești. Așteptăm să vedem și prețurile pentru toate aceste produse cu foiță de aur. Mulțumim pentru intervenția la Decisiv. Mergem mai departe acum.